Selam aleikum, pace vouă. Este un subiect mai deosebit și pudic, dar trebuie atins, pentru că nu-mi place cum femeia musulmană poate să fie mințită pentru a deveni o sclavă sexuală. Există un hadis care spune că femeia care nu face sex cu soțul atunci când soțul dorește, este blestemată de îngerii care stau în colțurile camerei. Serios, ne-am lovit la cap. Dumnezeu nu are altă treabă decât să dea ordin la îngeri să stea să păzească relațiile sexuale ale oamenilor? Trebuie să privim acest hadis cu rezervele de rigoare. Personal consider că este o invenție a unor bărbați și vă explic de ce. În primul rând, Dumnezeu nu este misogin și nu este nedrept. În al doilea rând, conform Coranului, capitolul 30, versetul 21, Dumnezeu a pus între femeie și bărbat dragoste și îndurare, nu a pus sclavie și prostie. În al treilea rând, dacă ar exista un astfel de hadis, ar fi o obligație de partea ambelor părți, nu doar a femeii. În al patrulea rând, profetul Mohammed, pacea asupra lui, nu a spus niciodată nimic care să contrazică Coranul. Din aceste motive clare, consider acest hadis ca fiind o minciună. Dumnezeu este atotștiutor.